Salutare, oameni buni, sunt Anduga Great. O să facem astăzi un bilet la pariuri. Sunt câteva meciuri importante astăzi în Premier League, deși ultima etapă încă mai sunt meciuri, vor fi foarte disputate în Premier League. Vedem așa, Chelsea, Manchester United și Leicester se luptă pentru cele două locuri rămase în Champions League, pentru locurile 3 și 4. Toate pot să iasă din acest loc. Leicester, dacă bate, trece peste Manchester United și Chelsea, face 65 de puncte. Iar dacă Chelsea nu bate, dacă Chelsea face un egal cu Wolves, va fi Chelsea peste Manchester United, iar Manchester United rămâne pe 5. Dacă Chelsea bate și Leicester cu Manchester fac egal, se va duce Manchester United cu Chelsea în Champions League. Și tot așa, nu contează doar că echipele au miză, au motivație, iar Leicester joacă cu Manchester United. Leicester n-a avut deloc evoluții grozave, a pierdut cu Tottenham 0-3. A bătut pe Sheffield 2-0 acasă, cu Bournemouth a luat bătaie 4-1. United a avut niște meciuri foarte bune, și parcă au părut așa obosiți, au părut lipsiți de vlagă, chef de vacanță, fără prea multă tragere de inimă în ultimul meci cu West Ham. Nu au jucat aproape nimic, nu știu ce era cu ei, erau foarte apatici. Totuși acum cred că Manchester United va câștiga aici, sau șanse mari să se facă egal. Ei au și varianta egalului, cei de la Manchester United. O să pariez aici pe Manchester United 2 la cotă de 1.35. Apoi, tot din Premier League, Tottenham, echipa care a mers extrem de bine în ultimele 3-4 meciuri. Mi s-a părut clar că și-a revenit un pic, ultimele 3 meciuri, victorii 2-1 cu Arsenal, 3-1 cu Newcastle, 3-0 cu Leicester. Fantastic, acum Tottenham chiar are șanse să prindă loc de Europa League. Wolves joacă cu Chelsea, cum am zis, și Chelsea prinsă în cursa aia pentru Champions League. Eu cred că cu o victorie în fața lui Crystal Palace se va califica pe locul 6 și va face în Europa League. Crystal Palace pe locul 14 nu mai are nicio miză, au pierdut toate meciurile ultimele 5, 0-2, 0-2, 0-2. Goluri primite foarte ușor. Așadar o să jucăm Crystal Palace cu Tottenham. Prima sau a doua repriză 2 la cotă de 1.30. Apoi meciul dintre Arsenal cu Watford. Arsenal nu mai are nicio miză. Arsenal a fost într-o serie bună când s-a relat jocurile acum. Au avut câteva victorii cu Arteta acolo. S-a văzut că echipa a început să fie mult mai organizată, mult mai bine așezată. Dar recent acum, în continuare, Arsenal nu are nicio miză. În ultimele au avut victorii cu Liverpool, cu City 2-0 în cupă. Dar acolo nu, City nu a jucat mai nimic. A avut înfrângerea cu Tottenham, înfrângere și în ultima etapă cu Aston Villa. Tot așa echipa la retrogradare. Watford a pierdut cu City 4, a pierdut 1-3 cu West Ham, a avut două victorii cu... Deci probabil Watford aici va trage din toate puterile să obțină o victorie, pentru că cam doar asta i-ar mai putea ține în prima ligă. Cum Arsenal Watford 2 plus gol la cotă de 1.16. Și aici mai sunt, nu este ultima etapă, aici mai sunt vreo 3 etape. Cagliari Udinese. Udinese e deasupra retrogradării, pe locul 15. Cagliari este undeva pe locul 13. Ambele sunt echipe destul de modeste, echipe care nu marchează atât de mult, dar echipe organizate, echipe care știu să se organizeze foarte. Nici Cagliari n-a fost strălucită în ultima vreme, dar deja are un avans mare față de echipa la retrogradare, sunt 10 puncte față de Lecce, deci nu mai are cum să retrogradeze Cagliari, pentru că mai sunt doar 3 etape. Totuși aici cred că un X2 pe Udinese. Udinese care a avut victorii cu Juve de data trecută, o victorie uriașă, a pierdut cu Napoli greu 1-2, a mai făcut egal cu Lazio 0-0, a avut o înfrângere cu Sampdoria și cu Spal a avut 3-0, în timp ce Cagliari n-a avut decât înfrângeri și de egaluri. Aici X2 pe Udinese, 2 la 1.32 și Juventus cu Sampdoria, poate cea mai puternică echipă. Etapa trecută a făcut o mare bombă de Udinese, i-a bătut pe Juventus cu 2-1. Juventus a controlat jocul, dar Udinese acolo s-a apărat aproape 80% din meci. Juventus, e adevărat, n-a avut victorii cu Sassuolo, n-a avut victorii cu Atalanta, a avut niște destul de sigură față de Inter, care e la 4 puncte în spatele lor. Dacă ar câștiga astăzi, uite, și deja este campionă, așadar jucăm pe Juventus că bate la 1.30. Din aceste 3 meciuri din Premier League și aceste 2 meciuri din Italia, facem o cotă 3.49. Mersi de atenție, ăsta e biletul meu pentru duminică și abonați-vă pentru a fi la curent și cu viitoarele clipuri. Până data viitoare, vă urez baftă!